Astăzi, în jurul prânzului, mai multe cabluri de la rețeaua de internet de pe strada Clopotare au fost rupte de o mașină de mare tonaj care a trecut prin zonă. Locuitorii de pe această stradă sunt revoltați, mai ales de atitudinea șoferului angajat la o firmă de construcții din oraș. A trecut cu mașina și le-a spus, a trecut și m-a dus la ei acolo și ne-a spus, domnule, ați rupt firile, ce nu ne interesează pe noi, că trebuie să fie de 4 metri, mașina noastră are 4 metri, trebuie firile să altă e mai sus. De 4 metri. Și păi noi cum rămânem? Fără televizor, fără curent, fără nimic, dumneavoastră ce faceți? Ce pe noi nu ne interesează. Așa le-a spus. Uite, mergeți cu are numărul, are numărul la mașină, uite, vecina să știe despre ce e vorba. A trecut de aici încoace și i-am dus și la el acolo și i-am spus, ați venit și ați făcut praf firele. De ce n-ați intrat în altă parte? A zis, pe unde să intru, pe unde să intru, pe aici. Și eu am luat și numărul la mașină. Am zis, cineva trebuie să intereseze de ce fac ei și dezastrul ăsta. S-au rupt firele, m-am dus la șofer, i-am spus că mi s-a ars monitorul, l-am chemat în casă la care a zis că nu-l interesează, s-a suit în mașină și a plecat. Absolut, ne-a luat pur și simplu la mișto. A zis că pe el nu-l interesează, că nu plătește nimic, că nu e vina lui. Trebuia să fie 6 metri, au venit băieții de la NextGen, au măsurat, sunt 6 metri până la cabluri, la care dânsul, bine mersi, a plecat. Oamenii sunt decisi să facă plângere împotriva firmei căreia îi aparține mașina ce a rupt cablurile. Ei au sesizat deja incidentul la sediul firmei respective.